Bun regăsit, dragi prieteni ai serviciului de noapte, vă spun și în această seară. Sunt Maria Țoghină și vă propun să discutăm în următoarele 2 ore despre cum ne adaptăm la noua realitate generată de pandemia de COVID-19, dar și despre efectele pe care această perioadă dificilă le are asupra vieții noastre cotidiene. Între virtual și real, cu toții încercăm să revenim la normal, după o perioadă dificilă care, din păcate, încă nu a trecut. Invitații ediției, psiholog Gabriela Enea și dr. Radu Țincu, medic primar, toxicolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină Carol Davila din București. Bună seara și bun venit, virtual, desigur, la serviciul de noapte. Bună seara! Bine v-am găsit! Gabriela Enea este psihoterapeut cu drept de liberă practică atestat de Colegiul Psihologilor, având formare în psihoterapie integrativă și lucrează cu adulți, dar mai ales cu copii și adolescenți. Principalele zone de intervenție psihoterapeutică fiind tulburările de anxietate, depresie, stres, stres acut și gestionarea emoțiilor. Radu Țincu este medic primar în cadrul secției de terapie intensivă toxicologie a Spitalului Clinic de Urgență din București, unica secție de acest gen din țară. Este un medic cu o vastă experiență clinică, atât în ceea ce privește depistarea intoxicațiilor sau a sensibilității la factorii nocivi, cât și referitor la conduita terapeutică adecvată a acestor patologii. De asemenea, este asistent universitar în cadrul catedrei de farmacologie, toxicologie și psihofarmacologie clinică din cadrul Universității de Medicină din București. Activitatea sa de cercetare științifică este recunoscută prin participarea cu lucrări de cercetare în domeniul toxicologiei la congrese naționale și internaționale. Ușor, ușor, restricțiile impuse de pandemie se ridică, nu numai în România, ci și în alte țări. Pericolele însă se mențin. Dincolo de riscul de a ne îmbolnăvi de COVID-19, mai trebuie să facem față cu toții unui alt pericol. Acela ca viața încătușată de coronavirus să se mențină și după ce virusul va fi învins. Mai ales viața virtuală, pentru că perioada de izolare în casele noastre a impus ca socializarea și munca să se mute în multe domenii în mediul virtual. Cum arată noua normalitate și cum ne influențează, discutăm în această ediție. Domnule dr. Țincu, v-aș întreba direct, cum a reușit acest virus să dea peste cap o lume întreagă? Așa cum a reușit și în trecut, au mai fost virus în existența noastră recentă. În 1918, virusul de gripă spaniol a dat peste cap întreaga lume și a produs peste 50 de milioane de decese. Orice virus ne arată, încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că suntem vulnerabili în fața acestui tip de pericol, iar pandemia poate să modifice, să spunem, modul de viață al fiecăruia dintre noi, modificare care, după cum vedeți, a avut fațete multiple, dacă este să discutăm de această pandemie de COVID-19. Am trăit poate cea mai dură experiență atunci când au fost declarate stările de urgență în spațiul european, s-au închis granițele, oamenii au rămas în casele lor, armata a ieșit pe stradă pentru a instaura ordinea. Toate aceste elemente, nici pe departe nu ne puteam gândi la ele la începutul anului 2020, dar iată că în câteva luni au fost posibile. Ceea ce trebuie să învățăm din pandemia de coronavirus sunt foarte multe elemente, iar aceste elemente vor veni cu timpul pentru că, vedeți, de la o lună la alta descoperim noi valențe pe care pandemia le-a determinat în rândul populației. Doamna Gabriela Enea, vă întreb și pe dumneavoastră. Din perspectiva psihologului, desigur, un virus pe care nu-l putem vedea cu ochi liber, nici măcar cu un microscop obișnuit, ne-a dat pe toți peste cap, indiferent de rasă, religie, limbă, sex, naționalitate. Cum explică psihologul acest moment? Creierul uman, psihicul uman, are nevoie de foarte multă predictibilitate. Eu le povestesc clienților mei din cabinet următorul lucru. Haideți să ne imaginăm că plecăm la serviciu și după aceea ne întoarcem acasă după orele de serviciu. Cheia nu mai intră în ială, se blochează. Dau să aprind lumina, nu se mai aprinde lumina. Stai că nici apa nu mai merge și văd toată casa răvășită. Și nu înțeleg ce se întâmplă. Eu sunt obișnuit, creierul meu funcționează pe modul de a avea o predictibilitate care oferă siguranță. Și atunci vin acasă și văd că nimic nu se mai potrivește cu ce era și atunci sunt dat peste cap. Și gândiți-vă că este doar un exemplu foarte simplu, ca nimic să nu-ți mai funcționeze când vii acasă. Da? Și tot te aruncă în niște stări pe care, cum să spun,
de revoltă, de furie, de neputință, da? Și cu cine să te lupți. Dar aminte acest dușman, să-i spunem cu ghilimelele de rigoare, invizibil, care ne-a aruncat în această zonă de impredictibilitate. Cea mai grea experiență pe care, eu vorbesc din experiența de cabinet, pe care clienții mi-au împărtășit-o, a fost atunci, la început, când au fost instituite toate ordinele de restricție, a fost acest necunoscut. Bine, dar până când o să dureze? Bine, dar cum o să fie? Bun, stau în casă, dar cât stau în casă? Eu vă mărturisesc și recunosc că vreau să fiu vulnerabilă. Eu am vorbit cu o prietenă, cu doamna doctor Aramă, de la spitalul, de la Institutul Balci, și în momentul în care mi-a explicat o pandemie, da, colom, așa cum o învățăm în primul an, sau aici domnul doctor știe mult mai bine, durează cam 2 ani. E, vreau să vă spun, mai în glumă, mai în serios, că în momentul ăla psihicul meu a început să gândească mai, să mai liniștit un pic. Adică știu că urmează o perioadă de 2 ani în care, sigur, nu va fi cu totul va fi ca înainte, nu, dar vor fi perioade pe care le vom regla. Dar această impredictibilitate este, aș putea spune, nocivă psihicului uman. Și de aici tot soiul, tot acest carusel, tot acest domino, dacă vreți, de reacții, de emoții negative pe care unele dintre ele le gestionăm mai bine sau mai puțin bine. Domnule doc, să fie vorba de 2 ani? Categoric, va fi o perioadă lungă. Nu știu dacă chiar bătut în cuie perioada aceasta de 2 ani, dar avem două elemente care ne spun că această pandemie va dura. Avem, să spunem, experiența istorică a pandemiilor trecute. Știm că o pandemie nu poate să se stingă decât în două circumstanțe. Fie populația se îmbolnăvește într-o proporție atât de mare încât lanțul epidemiologic se va întrerupe, asta înseamnă undeva la 70% din populație ar trebui să capete imunitate împotriva noului coronavirus, sau a doua variantă este imunizarea printr-un vaccin. Ambele vor necesita timp. Fie că vom accepta că vom trece prin boală, o perioadă de timp va fi necesară pentru a putea obține acel grad de imunizare, fie că ne-am apucat să studiem vaccinul pentru coronavirus, el va dura pentru că testele preclinice, clinice și toată autorizarea de punere pe piață durează în principiu peste un an, un an și jumătate. Deci cred că această pandemie va dura, ne vom confrunta cel mai probabil în toamnă cu o recrudescență a numărului de cazuri, mai ales că aceasta se va suprapune, dacă vreți, cu sezonul de gripă, sezonieră, gripa normală, lucru care va fi extrem de dificil de făcut acum o predicție, pentru că, iată, o să avem două infecții virale care pot să coexiste și va fi foarte important să vedem care va fi agresivitatea asupra organismului uman când cele două tulpini virale se vor întâlni și care va fi mortalitatea. De aceea e foarte important să pregătim sezonul de toamnă, iarnă al acestui an, și să fie pregătit sistemul de sănătate publică pe de-o parte, iar pe de altă parte, dacă pentru coronavirus nu avem posibilitatea să ne vaccinăm, pentru gripa normală putem face acest lucru și cred că ar fi un moment de responsabilitate civică să putem să ne vaccinăm din timp și să dobândim imunitate. În acest fel scăpăm cel puțin de un pericol. Chiar asta vreau să vă întreb, domnule doctor, dacă recomandați ascultătorilor Radio România Actualități ca anul acesta mai mult ca niciodată să-și facă vaccinul antigripal la început de lună octombrie, noiembrie, la începutul sezonului de iarnă, sezonului rece. Da, în principiu recomandarea este corectă și fac această recomandare pentru faptul că vă spuneam, s-au depistat în sezonul trecut, în luna ianuarie-februarie, cel puțin Italia a raportat cazuri de coinfecție coronavirus cu virusul gripal, iar mortalitatea a fost crescută. Deci cel mai bine este să încercăm să evităm această asociere dintre cele două boli virale. De asemenea, un alt aspect important este pregătirea sistemului de sănătate publică. Gândiți-vă că au trecut deja 3-4 luni de când pandemia este în România, o să avem perioada de vară, care, după cum vedeți, nu este așa de calmă cum ne-am fi dorit, ci este agitată cu o creștere a numărului de cazuri.
Însă autoritățile trebuie să pregătească sistemul de sănătate publică anumite deficiențe care au fost identificate foarte corect la începutul acestei pandemii vor trebui corectate până în toamnă când ne așteptăm la o creștere a numărului de cazuri. Domnule doctor, ca să concluzionăm un pic discuția despre acest coronavirus, ce ar trebui să știm sau să ne reamintim despre acest virus și despre boala pe care el o provoacă? Pe scurt, trebuie să, în primul rând, să credem în această pandemie. Nu este o invenție, coronavirusul nu este o invenție a oamenilor de știință, nu este o invenție a nimănui, este o realitate. Virusul există, este un virus care nu este așa de banal precum o gripă, este un virus care determină mortalitate, este un virus care, iată, a închis toată lumea, a închis Europa, este un virus care a produs zeci de mii de morți în Italia, Franța, Spania, Marea Britanie, este un virus care omoară și în România. Iar la acest moment, singura posibilitate de a ține sub control această pandemie este responsabilitatea cetățenilor, care trebuie să respecte acele minime măsuri sanitare, distanțare fizică, purtarea măștii de protecție în spațiile închise și igiena mâinilor. Nu este nimic atât de complicat încât să nu poată fi aplicat în viața noastră cotidiană. Până la urmă, pentru perioada următoare, ar trebui să ne pregătim în această vară asimilând aceste trei reguli importante pe care dumneavoastră le-ați amintit. Cum spuneați și dumneavoastră, mai sunt încă mulți oameni care nu cred în pericolul provocat de această pandemie. Sunt unii dintre noi mai puțin creduli sau mai tentați să dea crezare teoriilor conspiraționiste. De ce? Vă întreb pe dumneavoastră în calitate de medic și o întreb și pe Gabriela Enea în calitate de psiholog. Din păcate, cred că din răspunsul la această întrebare ține de partea aceasta psihoemoțională. Oamenii sunt mult mai înclinați și li se pare mult mai atractivă ideea unei conspirații. E învăluită într-un aer de mister, de posibilitatea de a elabora tot felul de scenarii apocaliptice și așa mai departe. Pe de altă parte, dincolo de această teorie a conspirației, cred că mai există un element important care a stat la baza acestei neîncredere a populației în această pandemie. Este reprezentat de scindarea socială. Au fost multipli factori care au scindat societatea românească și au pus oamenii în tabere opuse. Una dintre ele a fost, spre exemplu, lupta politică. Clasa politică nu a înțeles faptul că pandemia de coronavirus nu are afinitate și culoare politică. Și atunci au politizat acest eveniment sanitar major, politizarea lui, nefăcând altceva decât să producă o polarizare a populației. Populația s-a împărțit în două tabere, cei care credeau și cei care nu credeau în pandemie. Iar oamenii politici au vrut să fructifice această polarizare prin obținerea de capital politic. Un alt element important, pentru că discutăm acest lucru astăzi când avem în actualitate decizia Curții Constituționale, Curtea Constituțională a invalidat măsurile impuse de către autorități în ceea ce privește internarea sau externarea pacienților cu coronavirus pe proprie răspundere. Însă, Curtea Constituțională nu a invalidat, să spunem, măsurile sub aspectul lor medical, măsurile sanitare, ci a invalidat forma în care aceste măsuri au fost implementate de către guvern. Rezumând, cred că la acest moment putem pierde, să spunem, controlul asupra acestei pandemii prin faptul că oamenii nu mai au încredere în pandemie, alimentați de teoriile conspirației, și pe de altă parte nu mai au încredere în autorități care vin cu măsurile respective. Iar singura posibilitate de a redresa situația este ca autoritățile să își recapete de urgență încrederea populației în ele. Populația nu are nevoie nici de acte legislative, nu avem nevoie nici de legislație sau de tot felul de topuri de hârtie, ci trebuie populația să primească acea doză de încredere și trebuie să creadă că autoritățile lucrează acolo pentru sănătatea lor. Gabriela? Eu am să răspund strict din punct de vedere psihoemoțional la această aderență a psihicului uman la zona de teorii conspiraționiste. Într-adevăr, așa cum spunea și domnul doctor, avem pe de o parte această neîncredere în autorități și avem, și o spun cu toată responsabilitatea, avem și zone întregi de populație cu o educație mai puțin
puțin o educație precară. Adică până la urmă sunt niște studii științifice care ne arată fiecare pe zone și așa mai departe de accesul la informație. Nota bene, în toată perioada aceasta s-a pus o presiune foarte mare și ar fi fost ca fiecare individ să facă diferența între acest tumult al știrilor senzaționale, a știrilor negative, care au pus foarte multă presiune pe oameni și pe psihicul lor. Și atunci, vedeți, la început au fost acele măsuri poate mai coercitive în ceea ce privește varianta de a opri răspândirea acestui virus. Și atunci, de la început, chiar dacă s-au impus aceste măsuri care au fost poate mai stricte, dar atât de benefice, văzând din punct de vedere al țărilor din vestul Europei, să spunem, care s-au confruntat cu virusul mult mai dur, să spunem, atunci măsurile au fost mai restrictive. Cumva psihicului uman i-am dat această restricționare foarte mare și el la un moment dat a simțit nevoia pur și simplu să se ducă dintr-o extremă într-alta, da? Și atunci nu ne mai ducem pe zona de echilibru, adică ne-am dus din niște constrângeri foarte mari într-o zonă de relaxare maximă, exact ce vedem astăzi că se întâmplă. Eu sunt foarte încerc să fiu încrezătoare și să cred că psihologic vorbind, o extremă naște o extremă, dar la un moment dat lucrurile ajung într-o zonă de echilibru. Poate văd eu lucrurile un pic optimist, dar eu cred că se va ajunge acolo. Acum, apropo de teoriile acestea conspiraționiste, normal, de ce ne place literatura polițistă, nu? De ce ne plac lucrurile astea care ne țin cu sufletul la gură? Evident că n-avem niciun rezultat palpabil în urma lor, sau mă rog, dar e mult mai bine știrile negative, știrile cu foarte multă încărcătură de tragedie, impactează mult mai puternic psihicul. Și atunci cumva a fost și accesul acesta care la toată pleiada asta de știri negative, care, cum să vă spun, nu ne-a mai ținut în zona neutră, da? Nu ne-a mai ținut în zona de informare propriu-zisă. Pentru că una este evident că au fost de Radio România, nici nu mai spun, dar au fost mijloace de informare în masă care au prezentat situația echilibrat, adică au venit niște știri oficiale, ar fi fost ca pe acelea și pe acestea în continuare să le luăm în calcul și nu variantele acestea explozive emoționale. Pentru că acelea impactează așa cum impactează și reacțiile oamenilor sunt pe măsură. Și totuși încă suntem în zona lui Toma Necredinciosul. Avem în continuare oameni care spun: domnule, dacă nimeni dintre cei pe care îi cunosc nu este bolnav de COVID-19, înseamnă că boala nu există. Cum e cu psihicul uman într-o astfel de reacție, în condițiile în care există mărturii, există oameni care povestesc, dar la un moment dat se îndoiesc? Tu, dar tu ai auzit, dar știi tu pe cineva? Cum e, domnul doctor? Cum e, doamna Ene? Ok, da, într-adevăr, este iarăși un element acela, știți că m-am gândit tot timpul de ce oamenii folosesc conspirația ca element de încredere în comparație cu datele oficiale pe care autoritățile le prezintă. Sigur că ele sunt aride și poate nu sunt atât de atractive ca o teorie a conspirației. Însă cred că teoria conspirației îi motivează pe oameni să încalce cu mai multă lejeritate normele sanitare, având în minte că este... Îi ajută să găsească o justificare. Exact, se simt mai puțin vinovați știind că nu poartă masca de protecție, pentru că dacă cineva i-ar întreba de ce nu o poartă, ar spune pentru că este o conspirație, pentru că niciunul din cunoscuții mei n-a făcut coronavirus, deci sunt îndreptățit să nu port masca de protecție. De asemenea, același element îl reprezintă și această, să spunem, exemplificare. Am auzit-o de foarte multe ori, a devenit chiar virală. Oameni care întreabă în familie, prietenii apropiați, dacă vreunul dintre ei cunoaște pacienți cu coronavirus. Dar eu vă întreb, dumneavoastră, cunoașteți pacienți cu tuberculoză, de exemplu? Sau cunoașteți pacienți care
să spunem, au pneumoconioză. Adică sunt boli pe care nu le cunoști și care sunt prezente. Acest lucru, faptul că nu ai întâlnit un pacient cu coronavirus, nu înseamnă că el nu există. Iar dacă vor să vadă pacienți cu coronavirus, sunt spitalele, chiar mă gândeam dacă n-ar fi o metodă de a-i convinge pe oameni a le arăta, nu, situația din secțiile de terapie intensivă, unde acești bolnavi se luptă între viață și moarte. Și sunt convins că dacă vor vedea un bolnav din reanimare, care este conectat la toată aparatura respectivă, cu acele dispozitive care intră și ies din corpul lui, cred că orice om ar fi puternic afectat emoțional văzând care este realitatea acestor pacienți în secția de terapie intensivă. Deci cred că cel mai bine, dincolo de a crede că totul este o joacă, că totul este o invenție, că există în spate ceva ascuns, cineva dorește să manipuleze întreg mapamondul cu această pandemie, trebuie să ne bazăm pe lucrurile științifice și care sunt documentate. Iar cred că cel mai ușor ar fi să explicăm oamenilor, plecând de la pariul lui Blaise Pascal, sigur e un pariu care era legat de existența sau inexistența lui Dumnezeu, cred că același lucru putem să-l facem și cu pandemia. Dacă pandemia de coronavirus nu există, dar noi respectăm distanțarea fizică, ne spălăm pe mâini și purtăm mască, nu am pierdut nimic. Dar dacă pandemia de coronavirus există și nu respectăm nimic, probabil vom muri pe capete. Și vom pierde totul. Gabriela? Nu că n-aș vrea să, nu vreau să pun soare pe rană, dar am asistat zilele trecute la o discuție, mai mult decât ați spus dumneavoastră, doamna Țoghină, doi colegi, care unul dintre ei povestea, păi eu am avut. Oh, un nimicător. Am strănutat de două ori și am tușit de trei. Ăsta e coronavirusul, deci despre ce vorbim? Mai în glumă, discută-o pe asta. Ce să le... acum revin la psihicul uman. Da, ar trebui să dăm cezarului ce al cezarului, așa suntem construiți. Ceea ce vedem, ceea ce este palpabil, ceea ce ni se întâmplă în imediata apropiere, evident că aceea ne impactează foarte mult. Asta este un lucru demonstrat științific. Și atunci, da, această depărtare, acest lucru, dar nu mi se poate întâmpla, uite, domnule, că supraviețuim de 3 luni și așa mai departe. Adică este din nou, exact cum ați spus dumneavoastră, doamna Țoghină, acest dușman invizibil, e ceva, unde o fi, de unde să-l apucăm. Deci conspirația e cea mai bună pe acest fir logic, să spunem așa, dacă poate fi o logică în el, dacă poate fi găsită o logică. Vă propun în calitate de psiholog să schimbăm un pic registrul și să ne mutăm asupra modificărilor pe care această pandemie le-a adus în viața noastră de zi cu zi. Și iată, în ultimele luni, viața noastră, a copiilor noștri, s-a mutat aproape integral în rețelele de socializare. Este aceasta o viață reală? Și ce impact credeți că a avut această perioadă asupra oamenilor? Sunt curioasă să ascult perspectiva psihologului, după care, desigur, pe cea a medicului. Vă rog, doamna Gabriela. Mulțumesc. Ne-a impactat profund. Suntem ființe sociale, profund sociale. Avem nevoie să interacționăm, avem nevoie să colaborăm, să ne vedem, să... ne strângem în brațe, știm bine că îmbrățișarea are un efect terapeutic extraordinar, suntem făcuți să ne conectăm unii cu alții. Din acest punct de vedere, studiile cele făcute până acum, dar revin din nou la realitatea din cabinet, această izolare a noastră a dus evident la creșterea anumitor tulburări psihice pe care, evident că acum au ajuns la alte cote de funcționare, dacă mai rămânem în zona de funcționare. N-am știut până acum cât de important este să relaționăm cu oamenii, privim totul acum din altă dimensiune, adică ceea ce ni se părea normal, că ne ducem la serviciu, că ne întâlnim cu colegii, cu prietenii, socializăm sâmbăta, duminica, nu? Ieșim, că plecăm în... atunci când ne îmbrățișăm pe perioadă. Absolut. Eu cred că majoritatea oamenilor a realizat acum cât de profund sociali suntem.
și cât de mult ne-au lipsit lucrurile astea. Acum, apropo de această izolare, eu aș face cumva o diferențiere pe categorii de populație. Într-un fel au resimțit-o tinerii, în alt fel au simțit-o părinții cu copii mici, persoanele active, da? Într-un fel au resimțit-o vârstnicii. Gândiți-vă că acolo presiunea a fost și este în continuare destul de mare. Adică noi ne mai conectăm și vedeți că nici nouă nu ne reușește foarte bine conectarea asta cu tehnologia. Gândiți-vă la persoanele de vârstă a treia, este realmente o problemă, da? Cu atât mai mult cu cât a fost o bună bucată de vreme în care nu au putut fizic să iasă din case. Această înstrăinare categoric aduce o zonă de vulnerabilitate emoțională. Suntem rupți, suntem deconectați. Sigur că vorbim la telefon, sigur că ne vedem prin diverse mijloace tehnice. O să vă spun că și eu am continuat și continui consultațiile online. Nu sunt în largul meu, nu mă simt în largul meu. Adică, sigur că mă uit cu mare atenție, dar cel puțin în cabinetul psihologic să vezi zâmbetul, emoția unui om, câteodată emoțiile se transmit în proporție de 90% din ceea ce vezi realmente în fața ta, nu ceea ce ți se transpune printr-un ecran. Au mai fost părinții cu copii, cu copii mici, care pe umerii cărora a fost o presiune absolut fantastică, s-au trezit în diverse alte roluri pe care nu le jucau până acum, au trebuit să ajute copiii și la școală, au trebuit să facă și de mâncare, că dacă tot stăm acasă, stai să calzi, stai să spăl, stai să fac de mâncare, stai să mai fac cu copilul și stai că mai am și un job pe care trebuie să-l fac tot de acasă. Aici mie mi s-a părut din legătura pe care am luat-o și am ținut-o în permanență cu ei că aici a fost o încărcătură foarte mare pe acești oameni, populația activă care, adică un stres acut s-a dus pe această populație. Am văzut o vulnerabilitate foarte mare. Da, ești copleșit de atâtea roluri pe care nu le știai până mai ieri. Și de asemenea copiii și adolescenții, aici eu am văzut două tendințe. Cei care erau conectați foarte mult cu tehnologia au rămas în continuare la fel de conectați cu tehnologia, au zis și Doamne ajută. Iar cei care erau focusați cumva pe alte segmente și cu un orar și cu un program foarte riguros, au urmat și chiar au privit optimist povestea asta. Stai că nu mai mă trezesc la 7 să mă duc la școală, dar asta nu înseamnă că nu mă apuc la ora 8 sau 9 de teme. Adică au mers cu rigurozitatea pe care o aveau cumva și în trecut. Discutăm despre cum menținem echilibrul între lumea reală și cea virtuală în condițiile actualei pandemii de COVID-19 cu invitații ediției psiholog Gabriela Enea și dr. Radu Țincu, medic primar toxicolog, șef de lucrări la catedra la Universitatea de Medicină Carol Davila din București. Domnule doctor Țincu, revin la întrebarea la care a răspuns în urmă cu câteva clipe și psihologul Gabriela Enea. În ultimele luni, viața noastră a copiilor noștri s-a mutat în rețelele de socializare. Este aceasta o viață reală și ce impact credeți că a avut această perioadă asupra oamenilor? Trebuie să vă spun de la bun început că sunt o persoană conservatoare și tradiționalistă, astfel încât am folosit acest prilej al pandemiei pentru a atrage atenția asupra faptului că există un risc major, cu un impact major asupra evoluției societăților post-pandemic. Acest risc derivă tocmai din această mutare a activităților în mediul online, în mediul virtual. Sigur că anumite activități pot fi ușor transferate acolo și chiar ar trebui să fie transferate. Debirocratizarea instituțiilor statului reprezintă un prim element. Oamenii ar trebui să aibă acces online pentru o sumedenie de proceduri birocratice, să nu mai fie nevoie să meargă către instituțiile statului unde să aștepte cu orele la rând. Însă viața oamenilor nu poate fi mutată în mediul virtual.
Omul este definit ca o ființă socială. Omul are nevoie de interacțiune socială. Tot ceea ce s-a clădit până astăzi a fost clădit pe interacțiunea dintre oameni. Dacă discutăm de artă, dacă discutăm de cultură, sunt câteva din domeniile în care nu o să putem să mutăm activitatea în acest spațiu virtual. Dacă discutăm de sentimentele oamenilor, spațiul virtual este un spațiu lipsit de orice fel de emoție. Nu putem să obținem emoție în fața unui calculator. Putem să obținem emoție doar prin interrelaționare. De asemenea, cred că generațiile viitoare, dacă vor fi lăsate în acest mediu virtual, vor fi generații care vor fi abrutizate. Cred că vom pierde din tot ceea ce înseamnă sensibilitatea ființei umane. Omul trebuie să se cunoască în mod real. Și chiar înainte de pandemie, cred că doamna psiholog a văzut și a analizat cu mai multă profunzime acest aspect. Sunt îngrijorat de acele ieșiri în oraș, când mă uit la masa vecină și văd 8 tineri care au ieșit să socializeze și toți sunt cu telefoanele deschise și trec prin mediul virtual imaginile și se uită la imagine din mediul virtual, nevorbind perioade lungi de timp. Adică nu înțeleg care a fost rostul întâlnirii dacă rămânem conectați la tehnologie și de fapt nici nu suntem atenți unii la ceilalți. Deci aceste Știți că ce este cel mai uluitor este că de multe ori vorbesc între ei, dar prin intermediul telefonului, chiar dacă sunt la aceeași masă. Da, este fascinant. De aceea tehnologia cred că este o armă cu două tăișuri și întotdeauna a fost așa. Tehnologia o să se dovedească că va fi o armă cu două tăișuri. Pentru faptul că în momentul în care confiscă viața oamenilor reală, confiscă sentimentele, confiscă trăirile, confiscă emoțiile. Nu știu, oamenii au fost mii de ani în istoria noastră milenară, specia umană a fost caracterizată de această relație de conectivitate și de apropiere în care să simțim emoția o celuilalt. Dacă o să avem întâlniri prin intermediul telefonului, nu? Sau scrie un e-mail să ne întâlnim cu o fată sau cu un băiat, acest lucru nu face altceva decât să modifice comportamentul nostru uman. Deci nu cred că ar trebui să alunecăm spre această latură excesiv virtuală. Și am scris un articol pe care l-am publicat în presa scrisă, în care am atras atenția că e posibil ca pandemia de coronavirus să nu fie atât de periculoasă decât această nouă normalitate pe care mulți vor să o instaureze după pandemia de coronavirus. Chiar vroiam să vă întreb și pe dumneavoastră și pe doamna psiholog Gabriela Enea, există riscul ca acest model să se permanentizeze? Acest model de izolare, de încurajare a izolării sociale, astfel încât oamenii să lucreze mai mult de acasă, relaționăm prin intermediul tehnologiei? Aș vrea, până să răspund la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să vă povestesc, apropo de ce spunea domnul doctor, de aceste interacțiuni cu ghilimelele de rigoare pe care tinerii le au atunci când ies la o terasă. Am avut un grup cu adolescenți cu care cu fiecare în parte lucrasem pe zona aceasta de prelucrare a emoțiilor și la un moment dat, adică fiecare știa cam cu ce se mănâncă o emoție, știa chestiuni din zona cognitiv-comportamentală, adică nu erau veniți de pe stradă și haide să facem un workshop. Și vreau să vă spun, acum, în timp ce se desfășura discuția, încercam să-mi aduc aminte cele mai pregnante răspunsuri care mie mi-au rămas în minte, întipărite, au fost, da, ce să-i spun dacă mă întâlnesc cu ea, e mai ușor dacă mă uit într-un ecran, cum să mă uit în ochii ei, adică cum să mă uit în ochii ei, adică cum așa ceva, mi-e frică să puncte, să fac un anumit lucru și este un exercițiu cu care eu încep în general aceste workshop-uri, mai ales cu tinerii. Se formează perechi de 2 câte 2 și timp de 2 minute îi rog să se uite unul în ochii celuilalt. Mai mult de 30 de secunde. E aproape imposibil, dacă mă întrebați pe mine. Deci de aici începem, da? Deci ca să știm și 2 minute, deci după 30 de secunde, ce să vă... au plecat din evadează din relație, ca să spun așa, da? Și ne întoarcem din...
pur și simplu și se termină inclusiv cu tremurături, mi-au transpirat mâinile, dați-mi doamnă ceva, lăsați că nu murim, stăm aici, nu-i nimic, învățăm, o luăm cât un pic, cât un pic. Vă dați seama cât de unde începe discuția asta, apropo. Și atunci vine această tabletă, acest telefon, acest ecran care se interpune între mine și interlocutor. E mult mai simplu ce trebuie să o privesc în ochi, să-i spun emoția, gândul, sentimentul, mișcarea, mușchiulețul pe față. Nu, acolo e totul rece și... Astea vine și pandemia care spune distanțare socială, deci este perfect, stăm cu ochii în telefon de dimineață până seara, facem temele așa, cerem mamei să ne aducă mâncarea tot prin intermediul telefonului, până la urmă rezolvăm toate problemele prin intermediul tehnologiei. Ce a adus bun și ce a fost mai puțin bun în această perioadă de distanțare, să-i spunem fizică, pentru că n-a fost o distanțare socială? Că trebuie să fi fost și ceva bun. Lucru poate banal, dar mie primul care îmi vine în minte, îmi cer din nou scuze, ce a fost bun a fost că igiena este obligatorie și nu opțională. Da, să știți că încă lucrul ăsta cred că trebuie să-l învățăm, să-l aflăm, e adevărat, într-un mod destul de brut, dar e bine și așa. Cred că am mai aflat că depindem foarte mult unii de alții, chiar dacă noi plecăm așa foarte încrezători, lasă că eu pot face totul de unul sau de una singură și așa mai departe, nu, suntem cumva conectați. De aici și această nevoie de solidaritate, da, care face sens mai ales în aceste momente. Și încă o dată, sper că am conștientizat toți că nevoia de a investi în sănătate și în educație ar trebui să fie niște zone mai mult decât prioritare, da? Pentru că citam la un moment dat un articol la începutul, undeva prin luna martie, și mi-a rămas în cap un lucru, ce dumne, noi nu ne spune ordinul ăla sau ordonanțele alea militare să stăm în casă, că dacă ieșim afară luăm neapărat virusul. Stăm în casă ca să protejăm niște oameni care sunt în primul rând, da, să protejăm niște oameni și un sistem care este funcțional, atât cât este el funcțional, dar sistemul e făcut din oameni, din oameni care, și zic din fericire pentru mine, am avut și am foarte multe cunoștințe în zona asta, tot respectul meu și toată considerația pentru ce au făcut și mai ales uneori fără a avea la îndemână niște instrumente absolut simple și banale pentru munca de medic. Un mare respect și pentru oamenii ăștia. Și da, poate în primul rând trebuie să-i protejăm pe ei dacă înțelegem că noi, pentru noi trebuie pe noi. Dacă altfel nu, o luăm invers. Poate, cine știe, mai ușor. Domnule doctor, din perspectiva dumneavoastră, ce a adus bun și ce a fost mai puțin bun în această perioadă de distanțare fizică? A adus un lucru bun, a redus consumerismul. Știți că eram extrem de încântați de faptul că făceam excese. Excese de consum, pentru că societatea, din păcate, societatea modernă se transformase într-o societate de consum. Consum pe toate palierele, de la consum alimentar în exces, de la consum al produselor de personale, al hainelor și așa mai departe. Pe de altă parte, cred că a adus o recăpătare a valențelor timpului. Oamenii au simțit timpul într-un alt mod. În perioada dinaintea pandemiei exista o efervescență care, să spunem, scurta timpul. Timpul, sigur, este un element care, să spunem, este obiectiv, curge în același mod. Însă modul în care noi ne comportăm în acea perioadă de timp poate să îi scurteze foarte mult din perioadă. Percepția este mult scurtată. Iar această efervescență cotidiană pe care o trăiam scurta extrem de mult timpul pe care îl aveam. Iar oamenii au fost, să spunem,
la domiciliu, izolați, au avut capacitatea mai mare de introspecție. Au putut să își analizeze poate comportamentul, au putut să se autoevalueze și să vadă dacă evoluția lor personală, a familiei, mergeau într-o direcție corectă sau nu. Ce în schimb cred că a adus prost pandemia de coronavirus, a adus și a completat alte elemente care erau de dinainte greșite, iar acest transfer în către lumea virtuală e un element de periculozitate foarte mare, alăturat de celelalte trei elemente care erau de dinaintea pandemiei. Și dacă discutăm de ele, pentru că le-a amintit și doamna psiholog, discutăm de punerea pe butuci a valorilor societății reale, a valorilor societății autentice. A fost distrusă încrederea oamenilor în învățământ, a fost distrusă încrederea oamenilor în biserică, a fost distrusă încrederea oamenilor în sistemul sanitar. Aceste elemente nu au făcut altceva decât să completeze acest element al distanțării fizice și izolării cu transferul în lumea virtuală, nu au făcut altceva decât să completeze aceste valori inversate pe care societatea le avea. Poate omul să trăiască într-o realitate virtuală? Categoric nu. Omul nu poate trăi într-o realitate virtuală pentru că omul nu este virtual. Dacă vom trăi într-o realitate virtuală, sigur că pentru noi, cei care am trăit și în realitatea cotidiană, va fi foarte greu și va fi o suferință foarte mare. Însă pentru generațiile viitoare, dacă îi vom crește într-o realitate virtuală, sigur că ei se vor adapta probabil, dar societatea de peste 30 de ani într-o realitate virtuală va fi o societate amorfă, o societate care nu va mai avea niciun fel de identitate, o societate asentimentală, o societate care va avea percepții robotice în raport cu lumea în care vor trăi. Să înțeleg că acest model al distanțării sociale nu este unul viabil nici măcar pe termen scurt. Da, categoric. Eu cred că dacă ne limităm la cele două luni de stare de urgență, au fost suficiente și cred că oamenii trebuie să revină cât mai repede la viața normală de dinainte de pandemie, viață normală care până la urmă caracterizează specia umană. Spuneați de lucruri la domiciliu. Casa, căminul are o valență milenară în mintea și în sufletul oamenilor. Nu, de aceea spunem casă, dulce casă. De aceea ne detașăm de toate problemele atunci când ajungem acasă și pur și simplu lăsăm la ușă problemele profesionale pe care le avem și ne dedicăm căminului nostru. Dacă vom lucra din living, vom participa la spectacole din living, vom asculta slujbele bisericii din living, vom vorbi cu prietenii din living, vom avea întâlniri amoroase din living, casa va avea, să spunem, va căpăta, să spunem, aspecte polivalente. Va fi o instituție publică în care oamenii vor intra și vor ieși când vor dori ei. Ceea ce nu ne dorim, desigur, niciunii dintre noi atunci când ne gândim la viața de familie. Doamna Gabriela Enea, cum vedeți dumneavoastră această provocare, până la urmă, o provocare fără precedent pentru umanitate, aș spune eu? Am o metaforă așa, cu care, pe baza căreia lucrez cu clienții și întotdeauna când ne întâlnim la începutul unei ședințe, îi întreb foarte clar, după ce și-au făcut ei așa o introspecție de la ședința precedentă, ce mai fac cele trei vieți ale lor, și anume viața profesională, viața personală și cea familială. Evident, când aud prima dată povestea asta, trei vieți, de unde, ce, și când ne apucăm să scriem așa sau să ne imaginăm la fiecare ce am avea de scris, ne dăm seama că acest scaunel cu trei picioare, scaunelul acela mic pe care îl aveam la bunici, da? Ne dăm seama că, și asta înainte de pandemie, că nu prea aveam ce să punem în mod echilibrat în cele trei vieți. Adică aveam să vedem că punem foarte mult în viața profesională, bun zic și
cum mai stă scaunelul atunci, dacă am pus acolo atât de mult, nu se poate ține într-un picior. E, acum, după pandemie, apropo de lucru de acasă, spectacolul de acasă, ce spunea domnul doctor, slujba de acasă și așa mai departe, gândiți-vă că toate aceste vieți s-au contopit cumva într-una singură și scaunelul stă într-un picior, n-are cum să stea oricât cât ai vrea să pui totul în pe o singură în oul într-un singur cuib, ca să zic așa. Și păi poate din această perspectivă vă întreb totuși cum ne afectează această perioadă în care vrem nu vrem trebuie să fim mai precauți, mai prudenți, mai izolați, deci stăm într-un singur picior. Acum să fim, adică să nu ne ascundem după deget aceste măsuri de relaxare, vedeți ce relaxat le-am luat. Le-am luat foarte relaxat în extrema cealaltă, da? Și atunci cumva, vedeți, am găsit tot niște mecanisme din asta de adaptare pentru această perioadă de stare nu mai știu cum se numește în termeni juridici, în care trebuie să facem totul cu măsură. Dar vedeți, și aici avem o problemă a ceea ce înseamnă măsura. Da? Vedeam și eu astăzi imaginile de pe litoral, care distanțare, ce distanțare. Da, aici, vedeți, mai devine, mai ar fi să luăm în calcul și responsabilitatea și asumarea fiecăruia dintre noi. Sigur că te duci la mare, dar du-te la mare, fă-ți bucățica ta acolo, respectă distanțarea, umblă cu masca acolo unde se poate, că nu ți-a spus nimeni să faci plajă cu masca și așa mai departe. Aici aș mai adăuga faptul că totuși avem și niște trăsături psihologice ale poporului. Minunată cartea Psihologia poporului român a lui Daniel David. Cumva aceleași norme, noi le-am tradus ca popor într-un fel și vă spun că și aceleași norme, de exemplu, am vorbit zilele trecute cu prietena mea din Germania. Deci avem aceleași norme, că ieșim, că ne ducem la terase, nu în restaurant, da? Dacă trebuie să folosim masca și așa mai departe. Și am povestea, zice, aproape că nu mai am nicio plăcere să ies la restaurant. E ok că pot să ies, numai că din momentul în care mă dau jos din mașină, chiar dacă mașina mă oprește în fața restaurantului, până ajung la masă, chiar dacă sunt 2 metri, eu trebuie să am masca pe față. Comand, stau cu masca, o dau jos numai când mănânc, după aceea pun din nou masca, te duci, te speli pe mâini, te duci, te dezinfectezi, zice, nu mă simt confortabil în poveste, dar e ceva mai mult decât era într-o stare de izolare relativ totală, da? E bun, avem aceleași măsuri și la noi, apropo de psihologia poporului român. Am fost și eu la o terasă. Ce să vă spun, că n-am văzut masca pusă, adică să punem noi masca când ieșim din mașină și până ajungem la, hai doamne că e mai e masă aici, ci mai, hai cu masca, dai cu masca, da? Acolo nu e vorba doar de chestiunea aia simplă, a pune masca când mergi 2 metri, e vorba de un pattern, da? Ne supunem mai greu regulilor, să fim serioși, dar repet, asta vine cumva și trebuie să o luăm ca atare, o acceptăm, nu prea avem cum să ne luptăm cu povestea asta, vine din niște trăsături caracteristice diferitelor popoare. Noi suntem mai latine așa. Sunt curioasă, dacă după această perioadă de distanțare fizică ați constatat modificări de comportament sau la nivelul emoțiilor, ceea ce privește oamenii obișnuiți cu care dumneavoastră relaționați din perspectiva profesiilor pe care le aveți. Vă rog, domnule doctor. Da, la noi sigur că poate e mai greu de evaluat din această perspectivă. Sigur că oamenii au fost speriați în prima fază a pandemiei, speriați de riscul de a muri îmbolnăviți de COVID-19. Spitalele au fost lăsate în liniște să lucreze pentru pacienți, pentru că de obicei în spitalele din România există un aflux foarte mare de vizitatori care nu înțeleg că vizitele la spital trebuie să fie scurte,
trebuie să nu fie frecvente și nejustificate, pentru că un aparținător care intră în spital crește riscul de aducere a unor microorganisme, de a îmbolnăvi pe pacienții din spital. În perioada stării de urgență, spitalele au fost lăsate în pace, au putut să lucreze în liniște pentru pacienții lor. De asemenea, cred că în prima parte, sub impactul acesta al panicii generalizate, oamenii au devenit mult mai vigilenți în ceea ce privește dezinfectarea tegumentelor, unii dintre ei exagerând poate și mergând către ingestia de substanțe dezinfectante, lucru care trebuie să îl combatem în mod ferm. Dezinfectanții nu se folosesc decât pentru scopul pentru care au fost creați, adică dezinfectarea tegumentelor. Nu se spală hrana cu ei, nu îi înghițim, nu facem gargară, pentru că au fost astfel de cazuri ale unor oameni ce au dezvoltat comportamente anormale și aceste comportamente au produs injurii, mulți dintre ei ajungând la spital. Deci cred că din această perspectivă a medicului, cam acestea au fost, să spunem, modificările de comportament pe care noi le-am sesizat. Probabil că doamna psiholog are mult mai multe exemple în această subtilitate a psihicului uman. Vă rog, doamna Gabriela Aine. Mulțumesc! Întotdeauna în ceea ce privește un eveniment traumatic, avem niște etape cu care psihicul nostru, în mod inconștient, știe să lucreze, să spun așa, cu ghilimelele de rigoare. Și avem starea de panică, apoi de furie, apoi de negare și în cele din urmă de acceptare. E adevărat că în funcție de evenimentul respectiv, aceste perioade sunt mai comprimate sau dimpotrivă se distanțează pe o perioadă mai lungă de timp. În sensul ăsta, cred că și văd că suntem, dacă ar fi așa din punct de vedere al psihicului, noi suntem cam în etapa a treia a negării. Așa ceva, domnule, nu există. Există în alte țări, nu la noi, da? Și din punctul ăsta de vedere aș fi optimistă că ne-am îndreptat și către o acceptare în cele din urmă. Acum, apropo de întrebarea dumneavoastră, doamna Țoghină, cum ne-am modelat sau cum a răspuns psihicul uman acestei perioade? Aici mai este o poveste de nu neapărat de realitatea externă, ci cum ne-am făcut noi realitatea externă să fie tolerabilă pentru noi. Și de fapt aici a fost marea putință sau neputință a oamenilor de a-și traduce acest eveniment extern. Pe noi nu evenimentele sau întâmplările ne impactează, ci modul în care noi proiectăm asupra lor ceea ce noi considerăm că se întâmplă. Deci proiecția ne destabilizează mai mult sau mai puțin și nu evenimentul în sine. Sigur că au fost oameni care și-au configurat exact așa această realitate. Este o situație, nu e plăcută pentru nimeni, vom depăși. Nu va dura o eternitate, încercăm să ne adaptăm. Adică, întotdeauna, în astfel de cazuri, situația ar fi, sau realitatea, în ghilimele, ar fi să nu luăm totul nici foarte pesimist, nici foarte optimist, ci undeva la mijloc, echilibrat, adică realist. Nimănui nu i-a plăcut și nu-i place în continuare, mai ales din perspectiva a ceea ce spunea și domnul doctor. Nu știm ce se va întâmpla în toamnă. S-ar putea să avem un vârf mult mai accentuat față de situația de acum. Da? Important e cum ne raportăm la aceste evenimente externe. De schimbat nu le putem schimba, deși controlul e instrumentul de aur al anxiosului. Dacă avem control, înseamnă... Nu avem control pe nimic despre ce discutăm. Și iată cum viața ne pune în fața unor realități în care nu există... Care ne arată control. Cât de puțin control exercităm. Ne apropiem exact, de finalul primei. De fapt, cred că din această vulnerabilitate ne vine și forța ulterior atunci când acceptăm că nu deținem controlul. Este opinie. Ne apropiem de finalul primei ore a serviciului de noapte și aș vrea să închidem cu o întrebare directă care
vă vizează în egală măsură. Am vorbit mai devreme despre faptul că omul este o ființă socială. Din această perspectivă, cât de importantă este interacțiunea directă? Ce spune psihologul? Ce spune medicul atunci când vorbim despre profesie? Cât este de important să relaționați direct cu oamenii în exercitarea profesiei? Din punctul meu de vedere, este covârșitor. Exact ce vă spuneam la un moment dat, aproape că, ce să vă spun, am ieșit, să știți că și mie mi-a fost greu să ies din zona mea de confort în perioada aceasta și să lucrez cu clienții în terapia online. Nu mi-a fost ușor, dar am spus că dacă viața ne provoacă, ne provoacă pe toți, nu ne poate provoca numai pe unii. Deci din punctul de vedere al acestei relaționări în cabinetul psihologic, este covârșitor prezența și apropierea, măcar și așa cum stăm acum la 2 metri distanță, chiar și cu măști, faptul că avem această apropiere, exact cum vă spuneam, simțim, vedem mușchiulețul acela pe față, că se mișcă, e covârșitor această. Asta mi se pare mie normalitatea. Sigur, în situații speciale facem, dar ele trebuie să aibă o durată limitată, apropo de aceste metode ale terapiei online. Domnule doctor, cum este la dumneavoastră? Se vorbește de multă vreme despre medicină la distanță, medicina online, telemedicină. Cum se întâmplă la dumneavoastră? Da, sunt deja implementate tehnicile de telemedicină. Ea poate fi aplicată în cazul, spre exemplu, a pacienților cronici care nu trebuie să se prezinte lună de lună la medicul de familie pentru evaluare. Sunt pacienți pe care îi cunoaște de zeci de ani. Sunt pacienți care necesită doar eliberarea unei prescripții informatice, o rețetă în format printat, care poate ușor să fie transmisă în format electronic. Cred că pentru acest tip de interacțiune putem să transferăm totul spre mediul virtual. Cred că mediul virtual se adresează acelor elemente în care dorim să scădem birocratizarea excesivă. Însă nu putem face medicină în spațiu virtual. Omul are nevoie de contact interuman. Dincolo de actul medical în care trebuie să consulți pacientul, nu o să poți niciodată să-l consulți în mediul virtual. Omul mai simte nevoia și a relaționării directe cu medicul. Există un schimb de sentimente pe care există o încredere pe care pacientul o capătă în momentul în care vorbește cu medicul respectiv. Există o energie care se degaje în timpul consultației respective. Deci cred că nici pe departe nu vom putea transfera actul medical în spațiul virtual, cu excepția acelor cazuri pe care le-am menționat la început sau a așa numitei telemedicinei, care a fost, să spunem, gândită pentru a putea să discutăm cu colegii noștri din alte țări și prin intermediul tehnologiei să ne poată coordona, să ne poată ghida în anumite tehnici pe care noi nu le cunoaștem și ei le cunosc. Dar cred că va avea o limitare foarte mare implementarea lumii virtuale în actul medical. Revenim în direct imediat după știrile orei 1. Invitații acestei nopți sunt psiholog Gabriela Enea și dr. Radu Țincu, medic primar toxicolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină Carol Davila. Serviciul de noapte continuă. Invitații acestei ediții sunt psiholog Gabriela Enea și dr. Radu Țincu, medic primar toxicolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină Carol Davila din București. Cu cei doi discutăm despre cum ne adaptăm la noua normalitate și cum menținem echilibrul dintre viața reală și cea virtuală. Adolescenții, copiii au descoperit miracolul lumii virtuale mai abitir în ultimele 6 luni. Vor reuși ei să relaționeze în mod direct după această experiență exclusiv virtuală și mai ales pentru că am discutat în prima oră puțin despre cum îi încurajăm în această direcție, ce ar trebui să facem. Sunt convinsă că mulți părinți, mulți bunici ne ascultă și s-au regăsit oarecum în ceea ce povestea doamna psiholog Gabriela Enea în prima oră. Doi copii, doi tineri care în loc să relaționeze nici măcar nu reușesc să se privească în ochi și ar prefera să comunice între ei prin intermediul device-ului de ultimă generație. Doamna Gabriela Ene. E foarte important aici, la această vârstă care se mai numește și mica schizofrenie, adolescența, este cea mai tulburătoare perioadă din viața unui om.
Adică niciodată omul va avea niște perioade cu anxietate, cu depresie, cu stres și așa mai departe. Nu ne iartă nimeni de a trece prin pierderea unui loc de muncă sau prin pierderea unei persoane apropiate, printr-un divorț, prin cumva în viață bifăm una din aceste opțiuni, din păcate sau din fericire. Și atunci această perioadă este cu atât mai dificilă pentru ei. Este o perioadă tulburătoare, așa cum spuneam, niciodată în viața unui om nu va mai exista acest calup de ani în care ei să se încearcă să, nici ei nu știu cum să se gestioneze, pentru că pur și simplu își caută propriul drum în viață. Își răspund unii dintre ei mai greu, mai ușor la întrebările cine sunt, ce vreau. De regulă suntem într-o negare în această perioadă și îi rog pe părinți să fie cu acceptare pentru ei, pentru că mulți părinți se simt excluși de către copilul care mai ieri era de o dependență totală față de părinte. Părintele nu mai înțelege ce se întâmplă cu el. Le spun foarte direct, stați liniștit, nu mai vrea să se mende cu mama nici cu tata, dar își va reveni la un moment dat. Deci luați-o așa ca atare. Doamne, dar nici mâncarea nu-i mai... Exact, este bine, e în parametri, e ok, lăsați-l, nu-i mai dați mâncarea aia, asta e. E într-o negare totală. Deci să ne îngrijorăm atunci când în continuare le suntem place. Modelul lor și la adolescență exact. Și le place. Exact, exact. Și atunci ar mai trebui, apropo de... pentru că toată lumea cumva... vine cu această optică că ei sunt foarte legați de tehnologie, că stau foarte mult pe telefoane, pe tablete și așa mai departe. Acum o să vă mai vin să vă spun un lucru. Din păcate am avut în spate perioada anilor în care părinții au avut joburi de dimineață până seara. Acei copii au făcut și ei s-au descurcat cum au putut cu viața respectivă. Da? Și atunci ei în spate, fiecare, dacă stai de vorbă cu ei, dacă îi înțelegi, dacă îi accepti, înțelegi că ei în spate au o poveste. Ei nu s-au trezit la maternitate, nu s-a trezit niciunul cu telefonul în mână, ca să fim foarte clar pe chestiunea asta, da? Sigur că tot ce înseamnă anturaj, școală, colegi și așa mai departe. Dar eu mai vin și spun că pilonii pe care s-a clădit educația unui copil, da, din punct de vedere psihologic, primii 4 ani contează, educațional primii 7. Aceia vor conta foarte mult. Și atunci ar fi să nu luăm atât de tragic perioada asta și mai ales, credeți-mă, au dus și ei greu. Te trezești la 18-19 ani că stai cu părinții în casă și nu te mai duci la liceu, adică sau nu mai faci lucrurile pe care ți le pusese ei în gând să le faci. A fost greu și pentru ei. N-au gestionat întotdeauna foarte bine, dar e foarte multă presiune pe ei. Acum, faptul că la un moment dat ei plusează mai mult și mai mult cu aceste telefoane și această conectare în virtual, așa este, dar eu aș lucra și aș discuta despre lucrurile astea un pic de la caz la caz. Credeți-mă, în majoritate când discut cu ei în cabinet, nu se poate pune doar așa o etichetă, aoleu, stai numai cu capul în gadgeturi și așa mai departe. Hai să găsim altceva, hai să găsim hobby-uri, hai să... Ok, nu le-am găsit la alte vârste, mă rog, e și asta o discuție. Nu-i nimica. Hai că acum dacă tot te construiești și te reclădești ca personalitate, da, ca individ, atunci eu zic că e un moment foarte bun să facem lucrul ăsta. Primele 2 decade din viață ne formează alții, dar următoarele 3 e în puterea noastră, noi suntem la manșa avionului și putem să facem lucrurile astea. Și credeți-mă, cei cu care mă întâlnesc în cabinet chiar sunt atât de deschiși, ei trebuie doar să înțelegi, să te uiți în ochii lor și să-i accepti. Iar din punctul ăsta de vedere vreau să vă spun că sunt o norocoasă, apropo de cei cu care mă întâlnesc în cabinet.
Văd că domnul doctor Radu Țincu dă aprobator din cap. Sunt curioasă să aflu și opinia dumnealui în legătură cu această relație a adolescenților cu tehnologia și, desigur, relația adolescent-părinte, care, cum să spun, întotdeauna dă mari bătăi de cap părinților, în primul rând, mai puțin adolescenților. Da, la fel, dacă ne întoarcem la pandemia de coronavirus, această tehnologizare și mutare în spațiul virtual nu face, din punctul meu de vedere, decât să destabilizeze și mai mult relația aceasta dintre părinte și copil. Discutăm de relaționare. Părinții trebuiau să stea de vorbă și așa am crescut cu toții generații de-a rândul în care stăteam de vorbă cu părinții noștri pentru a putea să stabilim, nu, o legătură sufletească între noi, generația nouă și ei. Acest lucru, dacă se va muta în virtual, vom vorbi din bucătărie, vom trimite mesaje părinților din sufragerie și se va deteriora relația interumană. De asemenea, spuneam, cred că este lucru care îl repet, dar mi se pare esențial, nu ne putem permite ca generațiile viitoare să fie generații abrutizate, generații care să nu mai simtă emoție, să nu mai trăiască emoție, să nu mai vadă frumosul, să nu mai experimenteze sentimentele acelea frumoase pe care le determină relația interumană, pe care le determină arta, pe care le determină cultura, pe care le determină muzica. Sunt lucruri care cred că dacă le vom pierde, viitorul societăților va fi pus sub o mare presiune, iar cred că lumea din viitor, societatea de peste 30-40 de ani, va fi atât de diferită încât pur și simplu noi nu vom mai putea recunoaște. Deci elementul pe care pandemia de coronavirus trebuie să îl determine în mintea noastră este recuperarea imediată a vieții de înainte de pandemie. Deci în momentul în care vom reuși să eradicăm pandemia sau controlăm, fie prin imunizarea prin vaccin, fie prin trecerea prin boală, oricum peste 2 ani, un an jumate cât va dura această pandemie, va trebui să ne recăpătăm viața normală de dinaintea pandemiei și omul trebuie să se reîntoarcă la acele elemente care definesc ființa umană. Iar elementul central care definește omul îl reprezintă sentimentul. Oamenii au nevoie de sentimente și trăiri. Fără ele, nu vom mai fi oameni. Este adevărat, dar știți, câteodată la adolescență furia pare sentimentul cel mai puternic în ceea ce îi privește pe adolescenți, iar la părinți aș spune disperarea. Din această perspectivă revin și insist la doamna psiholog Gabriela Enea câteva sfaturi pentru ascultători, pentru că știți cum e, dacă există un stres provocat de pandemie, dacă mai punem și o relație tensionată părinte-adolescent, vă dați seama ce se întâmplă cu cei doi? Ce sfaturi le dați? Cum să treacă mai ușor peste această perioadă? În primul rând părinților, pentru că adolescenții, sigur că, așa cum spuneați, lor le este greu să înțeleagă ce li se întâmplă, dar rămite să le mai cerem să se și autoanalizeze și să se și controleze în totalitate. Dar poate noi, părinții, am putea face ceva. Aici aș vrea să... Ca psiholog nu pot să dau sfaturi, pot însă să pun întrebări care să ducă la niște conștientizări, motiv pentru care o să vă rog să-mi permiteți să dau sfaturi din... Deși și asta e mult, dar să zicem așa, din perspectiva și a traiului în comun cu un adolescent, adică să zic că am trăit-o pe propria piele, fără să fie doar experiența din cabinet, ar fi să-i acceptăm și să încercăm să-i înțelegem cu toată ființa noastră. E foarte greu, pentru că noi rămânem conectați cu ei într-o simbioză cu copilul cel mic. Numai că copilul ăsta crește. El nu mai are nevoile de bază pe care noi le îndeplineam până la o anumită vârstă. Eu sunt prima care uit lucrurile astea și fetiței, fiicei, deci după cum vedeți nici nu pot să-i spun fiicei de 20 de ani, o mai întreb încă dacă a mâncat, dar sigur ea are toată puterea să mă pună la punct și să-mi aduc aminte că relația noastră este între doi adulți și nu mai este o relație copil-părinte. Excelent! Sigur că...
încerc să mă calmez cu niște exerciții de relaxare și să mă duc mai departe, pentru că da, are dreptate. Sfatul meu, cu toată, la modul general, pentru că, încă o dată, fiecare copil este o entitate minunată și ce bine că suntem diferiți, deci suntem unici pe fața pământului. Fiecare caz este diferit. Dar dacă ar fi ceva să le recomand din tot sufletul părinților de adolescenți, este să-i accepte așa cum sunt, într-un moment tulburător al vieții lor, să fie lângă ei. Și eu, fetiței mele, când am trecut printr-o perioadă foarte, foarte grea în ceea ce privește procesul ei de dezvoltare ca viitor adult, i-am spus așa, să știi că vor fi momente în viață în care nu voi fi de acord cu ceea ce faci, dar am să fiu lângă tine indiferent de deciziile pe care le vei lua. Atunci, evident că eram într-o poziție totală între ceea ce făcea ea și ceea ce trebuia să susțin eu, dar am înțeles că trebuie să-mi susțin acest copil. Și știu că nu este foarte ușor să faci lucrul ăsta când comportamentul copilului este cumva împotriva proiecției pe care noi n-o facem apropo de copil, de copilul pe care să-l avem. De cele mai multe ori, proiecția cu realitatea... Păi, până la urmă, cu toții ne dorim copilul perfect. Ia spuneți, doamna psiholog, spuneți-ne, domnule doctor, există copilul perfect, cel care învață de 10, nu răcește niciodată, rească Dumnezeu. Spune totdeauna, răspunde cu da, este tot timpul cu minte, există... Cine ar vrea să stea lângă un om perfect? Pe cuvânt, Dumnezeule, nu! Suntem să nu vrem niciodată, am așa o distanțare față de copiii care prima dată vin, nu, și aha, tot, perfect, și 10, și 10, și 10, aoleu, zic, stai că ceva aici nu mi se leagă, e un pic cam mult, e cam multă perfecțiune și unde e multă perfecțiune s-ar putea să avem... Nu știu, întrebați doamna Enea dacă nu cumva a spart un geam când era mic? Așa, a fost un moment de furie, ce a fost spart unui geam? Un moment de furie. Super! Ce-o fi fost în spatele momentului ăla de furie? Ia să vedem. Această furie, chiar și minciuna, da? Și mai ales în perioada adolescenței, ei dezvoltă niște comportamente dezadaptative, dar acelea sunt comportamentele cu care ei se simt în siguranță, pentru că altfel n-ar fi fost înțeleși. Ei se duc în acest gen de comportamente, este strigătul lor, dacă vreți, că nu pot fi acceptați și înțeleși. Da? Și atunci, dacă dăm zidurile astea jos, care din păcate în perioada asta și dinainte de pandemie, în care părinții sunt atât de împovărați cu munca de dimineață până seara, Dumnezeule, ce să mai faci seara mai întâi? Că ai teme de făcut, teza pentru a doua zi, hai să repetăm și tabla mulțirii și să ne culcăm și la 9, că așa am citit noi în cărțile de parenting, că trebuie să fie 8 ore de somn. Așa este, dar când să le mai faci? Atunci undeva, vă spun ceva, eu nu am văzut relație ruptă părinte-adolescent dacă toate lucrurile au fost făcute cel puțin temeinic în perioada micii copilării. Eu nu am văzut. Că o perioadă rebelă... Pe final o să vă întreb un pic și legat de mica copilărie, dar mă întorc către domnul doctor Radu Țincu și îl întreb cum e cu copilul perfect, domnule doctor. Perspectiva medicală, copilul perfect care nu răcește, se culcă de vreme, nu plânge... Stă acolo unde îl pui. Da, din perspectiva mea, perfecțiunea este primul pas spre depresie. Perfecțiunea nu poate fi atinsă, iar părinții care doresc să aibă copii perfecți se chinuie atât pe ei, pentru că văd imperfecțiunea copiilor lor, care este cât se poate de normală, dar îi chinuie și pe copiilor care... își pierd chiar și din, să spunem, își pierd din acele elemente de perfecțiune pe care le au, pentru că devin extrem de apăsați, extrem de speriați de, să spunem, reacția părintelui care dorește să-și vadă copilul perfect, iar orice eroare normală, umană pe care ei ar face-o,
le determină un sentiment de culpabilizare. Deci nu există persoană perfectă, nu există copil perfect, nu există părinte perfect. Perfecțiunea este un ideal, este un ideal ce nu poate fi atins de ființele umane și cred că acele persoane care își doresc perfecțiunea, vă spuneam, reprezintă primul pas spre depresie. Am văzut foarte mulți tineri care ajung la spital, spre exemplu, cu consum de substanțe stupefiante sau cu tentative de suicid, care au făcut aceste gesturi pentru că părinții lor sunt permanent nemulțumiți de modul în care învață, de notele pe care le-au luat și așa mai departe. Trebuie să fugim de perfecțiune. Perfecțiunea reprezintă o chimeră, reprezintă un element care ne va complica viața din ce în ce mai mult. Apariția burnout-ului, pe care doamna psiholog îl știe foarte bine, epuizarea la locul de muncă, nu este altceva decât o altă formă de manifestare a dorinței de a atinge perfecțiunea. Vrem să devenim mai buni decât am fost anul trecut, pentru că anul trecut am fost pe locul 3 în companie, iar anul ăsta dorim să fim pe locul 1. Această fugă după perfecțiune nu face altceva decât să ne epuizeze psihic, să ne epuizeze fizic și să ne ducă spre apariția unor boli asociate sindromului de burnout, cum ar fi bolile cardiovasculare, bolile metabolice, bolile neurologice sau chiar bolile psihice. Deci nu cred că ar trebui ca părinții să fugă după copilul perfect, cum nici copiii nu ar trebui să-și dorească părinți perfecți, ci fiecare dintre ei să își completeze imperfecțiunile. Mulțumesc pentru acest răspuns și aș vrea să veniți în completare și cu un sfat, pentru că dacă pe doamna psiholog am reușit un pic să o convingem și să ne dea, nu în calitate de psiholog, ci în calitate de mamă de adolescentă recentă, ca să spun așa, pentru că fiica dumneei acum are 20 de ani, după cum ne-a mărturisit, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Iertați-mă că vă întrerup, dar am și eu limitele mele. Aș vrea să vă anunț că adolescența s-a prelungit până la 26 de ani. Atunci creierul își finalizează toate legăturile și fuziunile, ca să fim foarte întotdeauna. Asta e finalul care îl fac cu mamele în cabinet și terminând într-o notă eu optimistă, ele pesimistă, dar o scoatem la capăt. Deci avem adolescența până la 26 de ani. Dacă avem adolescență până la 26 de ani, veste bună sau veste rea? Fiecare depinde cum se raportează la realitate. Vă rog, domnule doctor. Sfatul meu pentru părinții trebuie să-și crească copiii având permanent în educația lor pilonii societății normale, pilonii societăților sănătoase. Trebuie să îi educe, trebuie să le ofere acele norme de moralitate. Știți că societatea modernă a inversat valorile. Copiii de astăzi, dacă îi întrebați, nu-și mai doresc să fie profesori, nu-și mai doresc să fie doctori. Își doresc să fie modelele pe care le văd în societatea modernă, modele care nu sunt altceva decât valorile inversate ale societății normale. Deci cred că elementul pe care oamenii ar trebui să se axeze, dincolo de a-și trimite copiii la universități din străinătate, dincolo de a le oferi ultimele gadget-uri tehnologice sau ultimele haine care au apărut la prezentările de modă de la Paris, oamenii trebuie să îi aducă pe copii în sfera moralității, să învețe ce înseamnă să fii moral, să îi educe în valorile fundamentale ale educației și să îi întoarcă către acest sentiment al frumosului. Frumosul este ceea ce lipsește în foarte multe cazuri astăzi. Oamenii nu mai au nevoie de frumos, nu mai au nevoie de artă, nu mai au nevoie de cultură. Dincolo de elementele care țin de educație, să știți că frumosul, arta și cultura determină în creierul uman acele emoții pozitive capabile să elibereze neurotransmițători protectivi pentru sistemul nervos central. Emoțiile pozitive pe care le simțim atunci când mergem la un spectacol, atunci când vedem o piesă de teatru sau când ascultăm o anumită
partitură muzicală, ele, dincolo de, să spunem, partea psihologică, determină reacții biochimice în interiorul creierului nostru. Insomnia este astăzi tratată în marile universități din lume prin metode alternative, dintre care cele mai multe apelează la aceste sentimente frumoase. Muzică, există studii foarte amănunțite de neuroimagistică, ce se întâmplă în creierul unor oameni atunci când ascultă anumite partituri muzicale. Deci cred că acestea ar fi elementele pe care oamenii trebuie să le implementeze în viețile copiilor lor. Educație, educație în spiritul acela autentic, moralitate și a-i face pe copii să își dorească să trăiască în emoții pozitive, artă, cultură, frumos. Aș adăuga, dacă se poate. Sigur. Mulțumesc. Aș mai adăuga, față de ce a spus domnul doctor, o chestiune evident din zona psihologiei. Aș mai recomanda ca părinții să fie foarte aproape de dorințele copiilor, de ei în sine, pentru că dincolo de aceste fundamente pe care le punem la baza educației lor, a fi aproape, atent la nevoile, la emoțiile, la fricile copilului tău, de fapt ai toate instrumentele ca să fii alături de el și să-l îndrumi acolo unde el simte că se va duce. Și vă vorbesc lucrul ăsta din perspectiva unei mame care în permanență s-a luptat cu copilul ei, a fost invers, dacă se poate ziua să aibă 27 de ore și ea să citească 28 din 27. Dar asta încercăm să le spun tuturor. Așa este acest copil, adică pentru ea era o depresie în momentul în care începea vacanța. Deci ea nu înțelegea ce să facă cu timpul ăla mort, trebuia să-și găsească în permanență. Dar așa a fost ea, asta nu înseamnă că trebuie să-i aducem pe toți, Doamne ferește, cum nici un copil de genul ăsta nu îl poți duce în alte zone pe care, nu știu, nu-i plac, nu am încercat nenumărate lucruri pe care degeaba le-am încercat că ea nu a mers mai departe pe zona respectivă. Și atunci ar fi foarte important să fim atenți la nevoile lor, la grijile lor, la fricile lor, la întrebările lor și stând foarte aproape de ei, ei ne dau de fapt toate instrumentele, trebuie doar să fim atenți. Sunt curioasă ce credeți despre școala online. Poate fi o soluție pe termen mediu și lung sau doar pentru perioade scurte? Pentru că a fost o realitate a ultimelor 6 luni. Ca și orice contact, ca să spunem așa, cu tehnologia, eu nu văd o soluție pe termen lung sau cel puțin nu exclusiv zona aceasta online. De exemplu, universitățile din străinătate știu că pregătesc anul universitar 2020-2021 într-o alternativă online și cu prezență în campus, în universitate, acolo unde, evident, regulile de distanțare se pot aplica. Acum am trecut prin această perioadă cu școala online oarecum nepregătiți, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru asta, nici copiii nu știau ce să facă, nici părinții nu știau ce să facă, profesorii cu atât mai puțin. Adică s-a făcut și nu s-a făcut, dar evident că este foarte greu să ții un copil, mai ales copiii mici, să-i ții conectați 30 în... să-i ții conectați acolo cu doamna profesoară care încearcă să facă ce poți face într-un device din ăsta cu foarte multe pătrățele. Sigur că pe situații de criză găsim formule de criză, ca să spun așa, dar pe termen lung, cu siguranță, eu nu cred că este o soluție dacă ar fi să ne raportăm exclusiv la acest tipar de învățare. Domnule doctor, am asistat fără să vrem la un experiment social neplanificat pentru care nu au fost pregătiți nici copiii, nici profesorii și nici părinții. Școala online, i-a apropiat sau i-a îndepărtat pe copii de procesul educațional? I-a îndepărtat în mod evident. Copiii, mai ales în formare, când discutăm de formarea personalităților, nu avem nevoie de interacțiune umană. Nici pe departe nu vom putea implementa învățământul online și după pandemie. Și vă spuneam că
De ce mi se pare extrem de riscant alunecarea aceasta spre spațiul virtual? Foarte multe companii, spre exemplu, nu mai doresc să-și reia activitatea normală după pandemie, pentru că au ajuns la concluzia că este mult mai, să spunem, profitabil să ții oamenii acasă, nu mai trebuie să le plătești mașina de serviciu, nu trebuie să mai plătești chirie la spațiile unde aveai birourile, oamenii putând rămâne la domiciliu să lucreze de acolo. De asemenea, multe magazine au anunțat că își vor închide filialele reale și vor rămâne doar în spațiul online pentru comerțul în această realitate virtuală. Cred că aici trebuie lucrat la această tendință de după pandemie. Oamenii sigur că vor fi mai comozi. Poate și copiii, dacă ar fi să fie întrebați, s-ar putea să se simtă mai comozi stând acasă în fața calculatorului și nemai mergând către școală sau nemai având, să spunem, obligația de a se prezenta la ore. Dar acest lucru trebuie văzut, să spunem, cu ce aduce la pachet această comoditate. Vă spun și vă dau un exemplu apropo de lucratul de acasă și învățatul de acasă. În perioada pandemiei, foarte multe studii spun că oamenii au fost mai sedentari, au acumulat încărcare grasă, obezitatea a crescut, oamenii nu au mai făcut mișcare. Deci iată că la pachet cu această comoditate, cu această profitabilitate de a muta lucrul la domiciliu, avem, să spunem, o serie de aspecte medicale care cel mai probabil în câțiva ani de zile ne vor arăta că a fost o decizie proastă. Oamenii nu vor mai ști, în primul rând, să socializeze. În al doilea rând, vedem sedentarismul, alimentația în exces. Au fost chiar studii care au raportat o creștere a consumului de alcool, pentru că oamenii, nemai având posibilitatea să relaționeze cu prietenii la terase, s-au refugiat în consumul de alcool. Deci nu cred că toate aspectele ce țin de această pandemie sunt doar pozitive, iar cele care sunt negative, în mod clar, vor trebui să fie corectate cât mai rapid, pentru că altfel se vor implementa în comportamentul social și probabil în câțiva ani de zile vor deveni o regulă. Ultima jumătate de oră a ediției din această noapte discutăm despre cum menținem echilibrul între lumea virtuală și cea reală în condițiile actualei pandemii de COVID-19 cu invitații ediției. Psiholog Gabriela Enea și dr. Radu Țincu, medic primar toxicolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină Carol Davila. Vom reuși să ne întoarcem la normal, acea normalitate de dinainte de COVID-19, doamna psiholog Gabriela Enea? Eu sunt pesimistă de felul meu și eu zic că dacă vom fi cu focus pe chestiunea asta de a ne reapropia, evident că va fi o parte a populației la care va veni tendința naturală, a început deja, așa cum spuneam mai devreme, dar va mai exista o parte a populației căreia în această perioadă cu siguranță i s-au accentuat niște vulnerabilități. Și vorbim aici de, eu știu, de stres, de ipocondrie, da? De teamă, de frici, de anxietăți, anxietăți sociale. Eu cred că a crescut destul de mult și zona asta anxietății sociale, care ar fi să o depășim. Eu aș aștepta este o părere personală când am spus că sunt optimistă și că eu cred că lucrurile vor reveni la normal. Vreau cu toată puterea crezului meu să mă gândesc că așa va fi. Aș aștepta și niște studii ca să vedem unde suntem după aceste... Bine, ar fi nevoie și de o perioadă de timp pe care să o măsurăm apropo de această revenire la normalitate. Și acolo unde vedeți momentele astea de șocuri traumatice sau depinde în ce context le punem, ele vin să apese pe niște vulnerabilități ale noastre. Adică nu toată lumea va fi impactată cu vulnerabilitatea asta a stresului, a depresiei, a anxietății și așa mai departe. Evident că perioada asta vine să crească această vulnerabilitate, dar apropo de introspecția pe care ar trebui să ne-o facem cu toții și această sănătate emoțională și igienă emoțională pe care asta este, nu am fost învățați să ne-o facem, dacă am privit cumva în interiorul nostru,
Am putea să depășim mai ușor, evident, câteodată și cu ajutor specializat și să reconfigurăm până la urmă realitatea. Nu putem să schimbăm exteriorul, dar putem să lucrăm foarte bine fiecare cu fiecare din fiecare cu persoana fiecăruia. Nu mai știu cine a spus vorba asta, nu mi-aparține, dar mi-a plăcut foarte mult. Când am înțeles că totul depinde de mine, m-am liniștit. Cam despre asta, cam așa văd eu lucrurile. Poate nu din prima. Să vedem cum e, domnul doctor. Da, și eu sper, nu sunt la fel, nici eu nu sunt un optimist în această privință, dar sper ca oamenii să se reîntoarcă la viața de dinainte de pandemie. Mesajele așa pe care le vedem din societate sunt pozitive. Oamenii vor să își recapete viața de dinainte de pandemie. Tocmai poate de aceea îi vedem chiar sfidând regulile sanitare mai repede decât ar trebui, pentru că își doresc, nu, să se reîntoarcă la socializarea pe care o aveau înainte de pandemie. Însă acest lucru îl facem pentru că știm cum era viața dinainte de pandemie. În schimb, dacă vom implementa această realitate virtuală la copii din timpul școlii, cum ar fi învățământul online, în mod clar vom modifica comportamentul social în decurs de câțiva ani de zile, poate o generație sau două. Tocmai de aceea cred că trebuie să ne luptăm în a le arăta copiilor noștri, copiilor din ziua de astăzi, care este sensul real, adevărat, profund al vieții noastre și ai îndepărtat uneori de tehnologia excesivă. Sunt extrem de trist când văd copii mici, 2 ani, 3 ani, care mănâncă cu tableta în față. Sunt extrem de trist când văd și adulți care mănâncă în timp ce scriu mail-uri. Sunt extrem de trist de adulții care îi văd conducând mașina, având pe scaunul din dreapta o mâncare fast food, vorbind la telefon în timp ce conduc și mănâncă prânzul. Sunt lucruri care trebuie să înțelegem că ne fac rău. Ne fac rău psihoemoțional, ne fac rău fizic și ne degradează în timp din punct de vedere social. Aceste lucruri cred că trebuie să le facem în viitor după pandemie. Iar întoarcerea la normalitatea de dinainte de pandemie, sigur că ea nu era o normalitate, să spunem, absolută. Nu putem să spunem astăzi că viața din 2019 era perfectă și iată a venit pandemia și ne-a dat peste cap. Însă, dacă este să facem ceva, este să îmbunătățim acea normalitate și în niciun caz să implementăm în normalitatea de după pandemie, în acea nouă normalitate, să implementăm elemente care să distrugă și mai mult societatea comparativ cu cea de dinainte. Domnule doctor, doamnă psiholog, cât de importantă este credința, cât de importantă este speranța în astfel de perioadă dificile? Da, credința este un element principal, e unul din cei trei piloni de care vorbeam în societate, educație, cultură și religie, credință. Omul trebuie să creadă. Și aici e o discuție foarte importantă, pentru că oamenii nu trebuie să vadă instituția bisericii, nu trebuie să vadă credința sub aspectul ei mistic ca elementul care trebuie să facă parte din viața lor. Dacă nu doresc să primească aceste elemente care țin de partea mistică sau de administrația bisericii, trebuie să privească credința și religia ca acea sursă de moralitate. Oricât de ateu ai fi sau oricât de non-credincios ai fi, faptul că în Scriptură găsești acele elemente de moralitate, nu cred că este un lucru care poate fi contestat de cineva. Și m-am întrebat de multe ori de ce un părinte, spre exemplu, nu dorește să-și învețe copilul în spiritul credinței, pentru că ce ne aduce credința? Ne aduce moralitate. De ce am dorit să avem un copil care fură? De ce am dorit să avem un copil care minte? De ce am dorit să avem un copil care este desfrânat? De ce am vrea să avem un copil care este lacom? Deci toate elementele care, să spunem, țin de alunecarea noastră individuală către anumite patimi, către anumite obiceiuri nesănătoase, pot fi corectate prin apanajul credinței. De aceea credința trebuie să încercăm să nu o privim sub aspectul mistico-religios, ci să o privim sub aspectul ei moral. Eu cred
cu tărie că societățile au nevoie de credință și au nevoie de moralitatea pe care credința o conține. Aș vrea să continuăm dialogul nostru trecând într-o altă zonă și mă adresez din nou dumneavoastră, domnule doctor Țincu. Aș vrea să ne spuneți câte ceva și despre detoxifiere, un concept foarte la modă, dar ar trebui discutat din perspectivă medicală, cât este de importantă detoxifierea, cui se recomandă, cum se face corect detoxifierea, când avem nevoie de detoxifiere. Da, vedeți că avem, nu putem să ne debarasăm complet de credință și de ce vorbeam înainte. Detoxifierea în conceptul credinței este reprezentată de acele patru posturi de peste an. Cele patru posturi de peste an reprezintă, să spunem, forma cea mai simplă în care organismul se detoxifică. Se detoxifică de ce? De toate acele elemente din alimentație care aduc un plus de toxicitate. Și în principiu, ce aduce toxicitate? Aduce toxicitate hrana prelucrată, hrana intens prelucrată chimic. De asemenea, am ajuns să avem nevoie de detoxifiere ca răspuns și ca rezultat al expunerii continue a omului cotidian la alimente toxice, la poluare. Dacă ne uităm de dimineață până seara, toată activitatea noastră conține elemente ce țin de poluare, elemente ce țin de toxicitate. Aerul este poluat. Este poluat pentru că îl poluează industria, este poluat pentru că îl poluăm noi prin activitățile noastre zilnice, prin faptul că folosim în exces mașina. Dacă am putea să intrăm cu mașina în supermarket, am face-o în mod categoric. Mâncăm alimentație prelucrată termic, mergem și prelucrată chimic, mergem și cumpărăm fast food, cumpărăm junk food. Nu mai acordăm atenția cuvenită obiceiului alimentar. Oamenii preferă să cumpere alimentele îmbuteliate, alimentele conservate, pentru că sunt mai ieftine, sunt mai ușor de consumat, nu mai necesită timp de prelucrare. Fumăm, consumăm alcool în exces, consumăm medicamente în exces, consumăm droguri. Toate aceste elemente alcătuiesc ceea ce astăzi numim factori de toxicitate. Sigur că dacă îi luăm pe fiecare dintre ei, nu sunt atât de toxici, dar dacă îi cumulăm pe toți, vom observa că organismul este supus unui mare stres toxic. Tocmai de aceea avem nevoie de aceste detoxificări. Elementul cel mai important de detoxificare, să știți că îl reprezintă cumpătarea. Omul trebuie să învețe să fie cumpătat. Omul trebuie să învețe că nu trebuie să facem excese alimentare în niciun sens. Nu susțin în totalitate persoanele vegetariene, dar nu susțin în totalitate persoanele carnivore. Omul are nevoie de un echilibru. Societatea, ca să poată funcționa normal, are nevoie de un echilibru. Iar dacă discutăm de detoxificare, pentru că m-ați întrebat de ea, foarte mare atenție, pentru că fiind un element la modă, evident că au apărut și oameni care speculează aceste necesități ale societății moderne. Și au apărut foarte multe persoane neavizate care conduc tot felul de scheme de detoxificare, scheme care la rândul lor pot fi toxice. Să știți că cele mai toxice elemente din jurul nostru sunt reprezentate de elementele naturale. Faptul că mergem la o persoană neautorizată care ne dă extracte de plante nu înseamnă că acel lucru este neapărat sănătos. Ne putem expune la toxicitate chiar folosind aceste suplimente alimentare. De aceea recomandarea este ca atunci când decidem să facem o curățare a organismului, ea să fie realizată de o persoană care are pregătirea necesară și această persoană în acest moment este reprezentată de medic. Domnule doctor, cum depistăm intoxicațiile? Cum știm că avem nevoie de detoxifiere? Sigur că intoxicațiile le putem depista astăzi. Există o paletă largă de teste care pun în evidență concentrațiile unor substanțe în organism. Însă, când ne dăm seama că ne-am intoxicat, nu neapărat uitându-ne la aceste elemente chimice pe care le dozăm în organismul nostru, ci cred că ne putem uita la simptomele pe care le avem. Bolile societății moderne sunt în mare parte generate de toxicitate. Bolile neurologice cronice, Parkinsonul, Alzheimerul, au corelație cu elementele toxice. Bolile pulmonare cronice au legătură cu poluarea aerului. Bolile cardiovasculare au legătură cu alimentația toxică. Sindromele metabolice, guta, diabetul zaharat, sunt corelate cu toxicitatea. Dacă avem astfel de patologii, trebuie să mergem obligatoriu și către un toxicolog care să ne
spună dacă avem nevoie sau nu de detoxificare sau care sunt elementele toxice care ar putea să explice bolile de care noi suferim. Sigur că nu putem doza toate elementele care ne înconjoară, pentru că ar fi extrem de costisitor, dar un medic poate să gândească care ar fi elementul de toxicitate implicat, ce poate fi implicat în boala pe care noi o avem. Pentru că ați vorbit mai devreme puțin și despre alimentație, cum ar fi o alimentație sănătoasă, iată, pentru omul modern care trăiește într-un mediu, după cum spuneați și dumneavoastră, toxic? Și dacă luăm în calcul numai stresul pe care îl simțim cu toții, nu mai vorbim de mediu și restul factorilor toxici cu care ne întâlnim zi de zi. Păi, ca să vedem unde greșim, e foarte simplu. Scenariul este vizibil în fiecare zi. Oameni care cumpără de la supermarket alimente preambalate vin acasă, le introduc în cuptorul cu microunde și le consumă. Este cel mai nesănătos mod de a-ți duce viața. Omul trebuie să se reîntoarcă la acea normalitate pe care o cunoaștem cu toții, în care mergem la piață, facem cumpărăturile, cumpărăm fructe, legume proaspete, mergem la magazinul de lactate și cumpărăm lactate, ne reîntoarcem acasă și dedicăm un anumit timp pentru a ne prepara hrana. Pentru că noi știm cum o preparăm, nu, și avem nevoie să știm cum o preparăm. Gândiți-vă că într-un fel vom reacționa dacă mâncăm o porție de cartofi prăjiți pe care îi prăjim acasă și știm exact că am pus uleiul o singură dată în tigaie, sau mergem și cumpărăm cartofii prăjiți dintr-o baie de ulei care este neschimbată de câteva zile, este asemănător cu uleiul de la mașină negru ca păcura și acolo se fac cartofii prăjiți. Deci acestea sunt elementele care lumea le cunoaște, să știți. Pacienții pe care i-am la cabinet și care îmi spun că suferă de diferite forme de toxicitate, toți cunosc regulile pe care le-au încălcat. Toți știu că nu e în regulă ce au făcut. Toți știu că alimentația pe care au consumat-o nu este cea corectă. Dar nu fac nimic. De ce? Pentru că omul modern este un om comod. Este un om care dorește să nu investească timp pentru sănătatea lui. Dorește, dacă poate, să cumpere sănătatea la pastilă. Aveți o pastilă pentru boala mea? Nu avem o pastilă pentru orice boală. Însă avem reguli care ne pot preveni bolile. Mulțumesc pentru acest răspuns. Sper ca cei care ne ascultă la această oră să urmeze sfatul dumneavoastră, pentru că este un sfat foarte important pentru sănătatea fiecăruia dintre noi. Mă întorc către doamna psiholog Gabriela Enea. Da. Aș fi vrut să adaug ceva, dacă se poate, doamna Țoghina, în continuare a ceea ce a spus domnul doctor și apropo de măsură și întorcându-mă cumva la subiectul adolescenței, ca să nu spunem a adolescenților, această lipsă a măsurii, da, fără a vrea să bat multă monedă pe chestiunea asta, duce, și mă întâlnesc în cabinet cu niște comportamente dezadaptative, în special ale tinerelor. Apropo de această detoxifiere, veganism, ele nu mai, cum să spun, nu sunt cele care respectă, apropo de regulile și de lucrurile pe care le-am învățat chiar și de la un medic, da? În momentul că nu trebuie să ajungem la medic doar atunci când ceva explodează, ar trebui să facem și o activitate de prevenție, da? Această lipsa măsurii și lipsa acestor standarde până la urmă și prezența tot mai semnificativă a internetului, a mijloacelor tehnologice, ce fac tinerele? Trebuie să am, întorcându-mă și legând cu subiectul de mai devreme cu perfecționismul, trebuie să arăt perfect, trebuie să am standardele 90-60-90, mă apuc să caut unde pe internet, căci cu cine să vorbesc, n-am relaționare, n-am nimica, da? Și mă apuc să caut niște regimuri de slăbit, de vegan, de mai știu eu ce. Din păcate, sigur, unele dintre ele ajung să fie salvate, dar și cred că domnul doctor vă poate confirma asta. Eu cel puțin în cabinet mă întâlnesc cu foarte multe domnișoare care, din lipsa informației sau a abundenței de informație pe care nu știi să o selectezi, da, se ajunge de cele mai multe ori,
de multe ori, nu de cele mai multe ori, în niște situații abuzatoare pentru ele, iar ele ajung la medic sau, după caz, în cabinetul psihologului, atunci când lucrurile sunt deja duse în extrem. Apropo, deci, tot de lipsa măsurii, măsura e în toate. Sigur. Ne întoarcem la ceea ce vreau să vă întreb, doamnă psiholog Gabriela Enea. Expresia cei 7 ani de acasă este una consacrată. Ce valori ar trebui să le transmitem copiilor în cei 7 ani de educație de acasă? Uite, una din valori este alimentația sănătoasă. Cred că și aceasta ar trebui învățată în cei 7 ani de acasă. Categoric da, alimentația sănătoasă ar trebui să fie valoarea credinței, nu neapărat înspre o anumită formă de manifestare religioasă, ci pur și simplu credința, da? Ar trebui să fie dragostea, ar trebui să fie respectul, respectul pentru tine și apoi și către ceilalți, nu este o formă de egoism. Eu dacă nu mă pot respecta pe mine, e foarte greu să-i respect pe ceilalți pentru că nu știu ce să fac. Respectul începe cu noi, cu fiecare dintre noi. Mi se pare o valoare foarte importantă. Nu i-am găsit întotdeauna, nu i-am găsit un cuvânt așa care să înglobeze poate mai multe. Datoria, în ghilimele, dacă asta poate fi, nu e cuvântul potrivit, dar nu-mi vine altceva acum, datoria asta de a fi eu împlinit ca om, în care să mă respect pe mine și să-l respect pe celălalt, să-mi asum lucruri, asumarea este încă o valoare importantă și cam uitată în zilele noastre, să-mi asum acțiunile pe care le fac, adică acțiunile și comportamentele mele generează niște stări și ar trebui să-mi asum povestea asta, plecăm așa în lume și lasă că le fac, Dumnezeu cu mila, acum ce s-o alege, se aleagă praful după mine potopul, nu-i chiar așa, această asumare și dacă se poate și înțelepciune, de asta vine cu vârsta și cu experiența de viață, nu o poți, și măsura este iar o valoare foarte importantă. Domnule doctor? Da, cei 7 ani de acasă sunt elementul fundamental al societăților. Nu întâmplător spunem nu, că nu ai cei 7 ani de acasă. În cei 7 ani de acasă trebuie să capeți toate valențele societății normale, societății autentice. Sigur că doamna psihologie a enumerat foarte frumos. Revin și cred că ceea ce în România am pierdut și nu numai în România, în special în țările est-europene, am pierdut și am inversat aceste valori, astfel încât astăzi tinerii au modele false. Sunt prezentate în spațiul public non-valori, sunt prezentate îmbrăcate într-o poleală extrem de strălucitoare, atractivă pentru tineri, și aceștia spun: de ce să mai învăț, de ce trebuie să fiu serios, de ce trebuie să fiu responsabil, când, uite, domnișoara sau domnul respectiv a reușit mult mai ușor decât mine. Apare chiar și un sentiment de frustrare, adică eu mă chinui la școală și iată un analfabet conduce un bolid de 100.000 de euro. Aceste elemente trebuie corectate în timp. Am pierdut, să spunem, frâul în perioada post-decembristă, fără discuție, în care această inversare a fost progresivă. Nu o să putem să corectăm peste noapte, însă în perioada următoare, în anii următori, va trebui să ne readucem generațiile viitoare în această normalitate, în care copilul, viitorul adult, trebuie să își implementeze în momentul dezvoltării psihologice, psihoemoționale, să-și implementeze aceste valori, valori cu care, în mod evident, va rămâne toată viața, pentru că ceea ce sădim în mintea, în sufletul unui copil, va rămâne pentru toată perioada vieții. Iar așa cum noi îl formăm, așa va fi. Sunt foarte mulți părinți vârstnici care sunt tratați inuman de proprii lor copii și sunt foarte supărați. Dar în realitate copilul nu este altceva decât rezultatul modului în care tu l-ai format. Faptul că el te abandonează
faptul că el te bate când ești bătrân nu este altceva decât modul în care tu l-ai format atunci, în perioada copilăriei lui. Deci dacă vom dori să avem copii care să ne facă mândri pe noi ca părinți, dacă vom dori să avem copii care să facă parte din societate și să creeze o societate normală, va trebui să depunem eforturile ca ei să își poată interioriza aceste valori și să le înțeleagă în mod corect. Ne apropiem de final, ultimul minut al emisiunii. Vă rog, doamna Gabriela Ene. Aș vrea să adaug ceva. Aș vrea să le mai dau un sfat părinților. Nu trebuie să fiți prieteni cu copiii dumneavoastră. Asta este o poveste pe care vă recomand din tot sufletul să o dați uitării. Părintele face și educație. Nu, eu cu fiica mea, nu, eu i-am spus de nenumărate ori că nu doresc să-i fiu cea mai bună prietenă. Cu prietenii discuți vrute și nevrute, cu prietenii te susțin, de asta s-au inventat prietenii pe lumea asta. E, părintele mai face și educație și atunci îți mai asumi, apropo de asumare, dacă copilul nu vede la tine partea asta de asumare, da, eu, astea sunt limitele în care tu poți să... pe categorii de vârstă, evident, în care tu te poți plimba cât vrei, da? Dar eu mi-asum lucrul ăsta pentru tine, da? Și el, copilul mai departe, își va asuma lucruri, pentru că cineva și le-a asumat și el va învăța lucrurile astea. Deci, cu tot sufletul le recomand părinților să nu fie neapărat doar prietenii copiilor lor. Nu, asta nu este... o poveste înțeleaptă. Evident că trebuie să fim aproape de ei, dar repet, rolul părinte-copil nu este rolul prietenilor. Este vorba despre respect și despre autoritate și abia după aceea despre prietenie în relația părinte-copil. O emisiune extrem de interesantă din care ascultătorii noștri sunt convinsă că au avut multe, nu neapărat de învățat, dar măcar multe de reamintit, pentru că undeva acolo le-am auzit cu toții, le-am trăit atât în calitate de copii cât și în calitate de adulți. Punem punct aici. Invitații serviciului de noapte au fost Gabriela Henea, psiholog, și Radu Țincu, medic primar toxicolog. Vă mulțumesc pentru participare și vă mai aștept la serviciul de noapte, de ce nu, poate după ce va fi trecut această perioadă nebună de pandemie de COVID-19. Echipa nopții, Luminița Voinea, redactor, Andrei Crețoiu și Claudiu Țigănaș, regia de montaj. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o noapte senină și o săptămână ușoară. Ne reîntâlnim peste fix o săptămână, câteva momente, știrile orei 2 la Radio România Actualități. Să fiți sănătoși!